on wondering what you see in me. 'Cause you're like something straight out of a dream. Then you kiss me. Oh, how you kiss me. You best. Pe un frate. Ok. Trebuie să mă vindec de friendzone. Lasă, mama, că vin și fetele. Ești băiat frumos și deștept. Fii amărât. Uite, o sun pe Olga, Rodica-i să vă cunoașteți mai bine. Dar e o ciudată. E mai altfel, așa ca tine. Și e deșteaptă și deșteaptă. Hai că o sun. Poate asta e șansa mea. Dacă nici cu ea, sigur trebuie să fie de treabă. Cum zice mama, să o cunosc mai bine. Poate descoperă o personalitate drăguță care să compenseze, na. Sper că ai șters praful. Știi că sunt alergică. Am inhalatorul la mine, dar n-aș vrea să-l folosesc pentru că mai am un singur tub și atunci trebuie să merg la farmacie, iar la farmacie sunt oameni cu tot felul de viroze. Am eu un doctor care mi-a spus. Acum care ar trebui să-ți facă un știu. Ok. O să fie mai greu decât am crezut. Deci ce vrei să facem? Eu în timpul liber colecționez insecte. Acum am 32 de insecte, dintre care 7 sunt regine. Vrei să-ți arăt poze? Nu. Eu voiam să știu ce vrei să facem acum. Vrei să vedem un film? Un documentar? Da. Masculul îi intră în grații femelei. Încearcă o oarecare apropiere. De obicei, cimpanzeul poate avea orice femeie vrea, dar de data asta nu îl acceptă din prima încercare. Te-ai spălat pe mâini. În comportamentul lor de împerechere, puteți observa gesturi de grijă și protecție față de partener. Scuze. Femelele emit anumite sunete, iar intensitatea acestora este dictată de poziția pe care o ocupă partenerul în cadrul comunității primatelor. Masculul apelează la gesturi directe. Dar alteori, cealaltă nevoie primară este mai importantă. Vrei să mâncăm ceva? E clar, pentru unele fete să te uiți la film, chiar înseamnă să te uiți la film. Nici nu mai e nevoie de verdict.
Ai un suflet frumos. Ce te holbezi așa?